Neața bună, dragilor, e sâmbătă, înseamnă că ne vedem în piața de vechituri din Cluj-Napoca. Este o zi superbă afară. S-a umplut piața de vechituri din Cluj, au venit oameni, au venit comercianți. Este multă lume, deja e lume la cotrobuit prin haine. Ia uitați-vă voi câtă lume e la cotrobuit prin romanul de haine. O grămadă de lume. Haideți să vedem astăzi ce găsim în viața de vechituri din Cluj. O să intrăm aici un pic prin mulțime. Să vedem ce preferință are lumea în cotrobuitul prin Mormane. Uitați și Adidas. O grămadă de chestii sunt. Azi o să fie un clip cum v-am obișnuit și dățile trecute. O să-l trag dintr-o bucată clipul, adică fără pauză. Am văzut că v-a plăcut și v-ați uitat destul de mult la clipul ăla. 2 lei! Și ce... la creme și la farduri, ochelari! 2 lei? 2 lei tot! Tot. Am și huse de telefon. Și huse de telefon și de tăte. Da, da, da. 2 lei? Ce telefon ai? Nu cred că se potrivește el ăsta. Dar e în regulă. Și ochelari de soare, tot 2 lei. Curelele 10 lei, numai ochelarii, nu, super. Uitați câtă lume e, mă. La cotrobuit prin... Mormanul de haine. O grămadă de lume. Ne plimbăm așa ușor printre rânduri. Să vedem. Scuzați-mă dacă sunt un pic hărăgușit. Am stat în live cu oamenii 2 ore jumate pe TikTok. Dați și acolo abonare. Și am reușit să fac pe TikTok 6.000 de abonați. Ceva... ceva super tare. Aștept când o să fac și pe YouTube 6.000 de abonați. Deși pe YouTube e destul de greu să facem abonați. Dacă nu ne mobilizăm și dăm acolo, apăsăm cu încredere pe butonul de subscribe sau abonare, dacă l-aveți în română. Orice like mă ajută, orice abonare mă ajută să crească canalul, nu costă absolut nimic. Așa că simțiți-vă liber să apăsați cu încredere butonul de abonare. Acum eu fac un test, că am pus telefonul pe stabilitate ultra. Practic din soft stabilizează imaginea. Și sunt curios cum iasă, cum iasă filmarea până la capăt. Din câte văd eu pe ecran, imaginea e destul de stabilizată. Dar focusul. Uite-o bă, Tabita, cum stă acolo cocuțată pe scaun. Parcă filmez de pe gimbal cu funcția asta de auto-steady. Uitați ce canapea confortabilă. M-aș pune un pic pe aia să văd cum e. Hai să văd, să o testăm. Eu aici m-am afundat în canapea. Superb. Vrei că îmi vine să mă mai ridic de aici. Dar trebuie să mă ridic să vă arăt ce mai este prin piața de vechituri. Haideți să vedem. Tata, aici ce mai avem? Curc secundele. Jucării de plus, o grămadă. Și asta vă spuneam, că am intrat în TikTok
și am rămas fără voce. Am vorbit una într-una cu oamenii de acolo, foarte, foarte activi au fost și foarte receptivi. Și cu siguranță sunteți și voi printre ei, cei care mă urmăresc pe TikTok, mă urmăriți și pe YouTube și nu pot decât să vă mulțumesc pentru asta. Așa, super. Și să-mi lăsați în comentarii cum vi se pare că se vede imaginea ultra-stabilizată, cică. Deși filmez din mână cu telefonul. Uitați aici, câți papuci, Adidas. Haine, haine și iar haine. Păi nimic, să-ți iau mare. Nu mai haine. Ia uitați-vă aici. Unde să vă duc eu să vă arăt ceva interesant? Uite, în partea aia o să mă duc. Uite aici parfumuri. Astea îs la 20 de lei bucata, parfumurile. Din câte știu eu. Persistă până te dai cu ele și încă 10 minute după aia. După aia te mai dai o dată. Vă dați seama. La 20 de lei ce vrei. Sedelinguri. Singur, 20. 5 lei. Am făcut o tranzacție. Uitați aici. Rachete de tenis. Tot ce vrei și ce nu vrei găsești aici. Ăsta e album complet, cred că. E fain. Super. Season 2023-2024. Nu știu. Uite, euro 2024. Super. Salut. Bună. Tot felul. Tot felul. Acolo avem produse cosmetice și un pic la umbră să mergem când ne bate sorele ăsta în cap. Altă viață. Văd și eu ceva pe ecran. Adidas, de toate felurile. Uitați aici farfurii, mă. Mi se par super faine. Farfurii de pizza, farfurii de paste, boluri, absolut tot ce vreți. Sunt superbe. Sunt superbe. Hai, no, dar vă rog frumos, nu porniți muzica acum, că nu-i cazul să porniți muzica, că YouTube-ul nu-i de acord. Stați-mi cu rând cu farfurii. Avem bitati. Bine.
Nu-s live pe TikTok, îmi pare foarte rău. Hai, ne problem. Nu, nu. Îs pe YouTube. O, mai le-ale și mai bine. Am fost pe TikTok 3 ore live. Păi nu? N-ai văzut? Nu, uită-te, da, acolo la Prodan Radu pe TikTok. Mai, mulțumesc frumos. Cred că tot se rumare la urmărire. Vă aștept și pe YouTube. Prodan Radu. Și am ajuns la Patrick și a lui colecție de mașinuțe. Patrick, salutare YouTube. Păi zile. Salutare YouTube. Salutare YouTube. Ai, ai, ce faci, cum ești? Cum a mers treaba? Cum a mers treaba astăzi? N-ai avut numai privitori? Da. Lasă, o să vină ei. Tu ce faine sunt mașinuțele. Bă, superbe. Uite, până în capăt, mă, mașinuțele lui Patrick. Ai câteva sute aici? Le-ai numărat? Câte? Aici? Multe. Serios? No, fain. No, spor la vânzare, mai vedem. Patrick cu mașinuțele lui. Ce căldură au venit așa dintr-o dată? Da, da, foarte... 180. Da? 180. Chiar e cald acum. Nu știu ce e așa căldura. Îl simt vreo cald gros. Am aici o gură de cafea și tot, dacă m-au zis ciudat, țin paharul în gură. No, bun. Spuneți-mi cum vă plac clipurile astea care sunt dintr-o bucată. Adică fără pauză, știți? Să simțiți voi atmosfera din oseră. Așa cum este ea. Așa cum este ea. Uite aici jucării. Tot felul. Opa, scuze. Chestii de pescuit. Haine din nou. Adidas. Tot felul de chestii. Interesante. Salutare, nu mai am o mână. Dar ce să fac? Uite, fac clipul pentru YouTube. Am fost live pe TikTok. Da, o casă. Da, și am de asta, uite. La fel avem. Hai că a început să vină lumea. Dacă am târziu, o vin lumea astăzi. Merg la vot. Nu, no, e cazul să mergi. Nu știu să votez. Încă ursul panda e acolo, dragul de el. Nu l-au vândut. 100 de lei are. Negociabil, din câte mi-a zis domnul. Deci ursul panda. Ce cum este asta? Novadec. Fain pick-up-ul. Superb. Uitați, acolo e parcarea.
Au și parcare vizitatorii din Auxer, care vin în Auxer. Nu își lasă mașina nesupravegheată. Plătești 5 lei, stai cât vrei. O grămadă de chestiuni pe aici. Auzi ce dă ăla cu taserul? Ciupici de camuflaj de LA. Bună ziua! Bănuți! Aveți bagnote de 2 dolari? Da. Aveți? Da. Spune, dar băiatul că am văzut filmarea și o pierdă la un moment dat. Ați văzut filmarea pe YouTube? Da, azi noapte n-am dormit pentru că nu pot să dorm, că sunt la de frumoasă. Așa? Dar m-am uitat la filmare. Super! Eu pierd și deci mă urmăriți pe YouTube. Da. Mulțumesc frumos! Da. Și azi pun filmarea. Faceți cu mâna YouTube-ului? Îi faceți cu mâna? Haideți! Tăieți-vă greața! Acum! Așa, super! Azi după masă îl pun pe YouTube clipul. Simpatică doamnă! Bună! Uitați aici, ceramică! Dar ce are mult pe ele? Ia să vedem ce mai este. Am închis firma, atâta plăți mai aveam, că trebuia să vând din apartament cu jumătate din preț, a mers acolo ca să... Valoare! Valoare! Săruna! Salut! Ce mașină? Uite aici, Fast and Furious, acum scoatem din cupie. Fast and Furious? Da! Faină! Oi, ai colecția? Acum începe, să te rog. No, super fain. Rest? Bine. Merem înainte. Merem înainte, zi faină. E cam călduț așa un pic. Serios. Ciao. Clipul pentru YouTube le-am promis la oameni că nu-l opresc. Să vadă și ei cum e exact în piață, fără caturi, fără nimica. Mă plimb cu ei așa. Cum sunteți? Nu mai știu, așa. Da? Așa târziu? N-am târziu, mai târziu și... Am înțeles. Mă, vânzare bună să aveți. Cu drag, pa!
O grămadă. Ce difuzoare imensă. Cât să-ți e? Hai să vă dau 100 de cuțite. Nu, mersi. V-am zis eu. Cuțite de la 100 de lei cât cer pe alea inițial, trebuie de la 20 de lei. Și s-a enervat unul când l-a refuzat și la 15 lei să-mi dea cuțitele. Nu, ea nu înțeleg, că-s insistenți. Auzi, vânzător, ce să le faci? Dar e în regulă. Așa un pic pe la umbră pe aici. Curg secundele. E chiar călduț, mă. De câte ori v-am zis că e cald în clipul ăsta? Ce ziceți voi? Că sunt într-un hanorac. Vă dați seama ce căldură suport. Uitați ce Adidas. Păi nu surăți. Chiar interesant, vă da și ăștia. No. Super bas prin oser. Adidas Ducati. De telefoane. Inele, brățări, să uite lumea. Poftim? O să zic că ceva, dar nu știu ce. Este interesante. Chiar e salvare aici. S-o buna salvare a noastră. Hai să vă arăt ce mai puteți găsi în
piața de vechituri, că partea asta de hala agroalimentară nu v-am arătat-o. Nu, uitați aici. Cireșe de la Cireșoaia. Vișine. Cireșe aromate. Produs românesc. Dar și căpșunii ce bine arată. Un munte de căpșuni. Asta vreau să le fac poză. Așa. Miere de albină. Albinar. Din stupidul dumneavoastră? În ce zonă? Din toată țara. Da, țara? Super, fain. Mult succes! Uitați, roșii. Munți de roșii. Și aici, pâine. Asta e pâine de aia bătută, așa e? Ce bine arată. Și la kilogram, sau cum o vindeți? 12 kg. 12 kg? Și una cam cât are? La 2 kg, masă, așa. Oh. Și văd că asta e mai specială un pic, asta e mai specială un pic, împletită sau? Nu, nu am înțeles, dar e aceeași pâine. Super. Mulțumim frumos. Cu ce să fac reclamă? Dar cu castraveță, nu-i bine? Sau cu... Sau cu vinetele? Apare pe YouTube. Da. Ce căutați? N-auziți ce, doamna? Scrieți în comentarii. Dar pentru cine e anunțul? Dar pentru dumneavoastră? Deci vă căutați bărbat. Nabios lua deja. Dar nu ce la mie pe ăsta, ce dacă ești luat? Și că ești luat. No, așa că lăsați... Lăsați în comentarii... Lăsați în comentarii cine o vreți pe doamna. Aoleu. Să găsiți aici numai produse țărănești, dragilor, începând de la pâine, de la produse legume. Deci gata cu Grecia și... Am înțeles, am înțeles. Da, ce mă enervează la urmă? Nu te apără mai în spate, că e de măritar, nu trebuie reclamă. Păi ziceți acolo pe YouTube. Vă aduc 10, pe sâmbăta viitoare 10 vă aduc. Stau la codă. Aoleu. Bagă pe Denisa, pe noi, pe noi, ioi. Da? Băgăm, băgăm! Îți zice porci! Nu am înțeles nimic în discuția aia. Uitați ce bine arată aici slănina. Miere. Halva. De toate. Și acolo aveți dulciuri, bomboane. Hai că vi le arăt și pe alea. Uitați, ceapă verde. Aveți de toate. Ca bomboane la 100 de grame să vând astea. Bună!
bomboane, Nutella, sărățele, condimente, cred că s-a stat, da, condimente, conserve, tot ce vreți. No, bine, dragilor, mulțumesc frumos pentru vizualizări. Cu asta încheiem clipurile astăzi, mulțumesc frumos pentru vizualizare. Lăsați în comentarii dacă v-a plăcut așa tras dintr-o bucată videoclipul, fără pauză și fără nimic altceva. Și ne auzim, ne vedem sâmbătă viitoare cel mai probabil. Și încă ceva, mergeți la vot. Mâine mergeți la vot. Indiferent cu cine, ce votați, ce preferințe aveți, mergeți la vot. Ăsta e îndemnul meu pentru voi. Bine, dragilor, haideți că ne auzim cu bine, să ne auzim cu bine până sâmbătă viitoare. V-am pupat. Pa, pa!